Sunt ferm convins în acest lucru, iarăși experiența internațională ne arată acolo unde la conducere sunt mai multe doamne și cazurile de corupție, inclusiv, pentru că asta este problema noastră de bază astăzi, după constatarea mai multor experți, sunt mai mici. Deci treburile sunt administrate mai bine, cu mai multă grijă și vigilență. Deci noi tindem și vrem să avem o reprezentare echitabilă, nu mai mult. Deci pornind de la faptul că 53% din participanții la alegeri sunt doamne, deci la fel o jumătate din contribuabilii Republicii Moldova sunt doamne. Deci credem noi că se merită această muncă, munca depusă de noi pentru a echilibra această situație și vom continua această activitate. Mă bucur și de suportul internațional care îl avem. Mulțumesc!